Principiile care stau la baza activității primăriei Fieni, condusă de primarul Iulian Tătulescu și viceprimarul Gheorghe Secăreanu, sunt seriozitatea cu care tratează activitatea administrativă, menținerea echilibrului financiar, reducerea datoriilor, eliminarea riscurilor financiare, dirijarea resurselor financiare acolo unde este mai multă nevoie. Am încercat să mă adaptez la cerințele comunității. În primul rând, în al doilea rând, mi-am luat un angajament electoral și sunt în grafic cu tot ceea ce mi-am propus. Mă așteptam să am mai mulți bani la buget, dar dat fiind faptul că au fost creșterile salariale și anumite datorii de anul trecut tot pe proiecte în implementare, banii sunt mai puțini pentru dezvoltare anul acesta. Dar prin proiectele pe care le-am depus, sper să compensez aceste lipsuri. Edilii de la Fieni sunt de părere că prin unirea eforturilor, prin parteneriat administrativ, vor putea dezvolta orașul Fieni, vor atrage în perioada următoare fondurile europene și guvernamentale și vor crește calitatea vieții locuitorilor comunității. Au fost depuse 5 proiecte pe PNDL 2. Am depus 5 proiecte, reabilitarea rețelei de apă în cartierul Berevoieștii, reabilitare drumuri, 21 de kilometri de drum, bine, în două faze, faza 1, 9, 8 km 300 și faza 2, diferența până la 21, branșamentele în orașul Fieni pe artera principală și școala generală Diaconu Coresi, sunt 5 proiecte. Pe OG28. Doar în echipă se poate realiza performanța administrativă așteptată de cetățeni. Administrația de la Fieni crede în potențialul orașului, crede că poate genera mai multă dezvoltare și crede în capacitatea locuitorilor de a funcționa și mai bine ca o comunitate locală închegată și puternică.